Bună dimineața! CT pulmonar plus spirometrie. Sunt două investigații care trebuie făcute de pacienții care s-au vindecat de COVID-19. Spirometria, adică măsurarea funcției respiratorii, este un test ușor de făcut și la fel de important precum EKG-ul. După ce ați trecut de infecția COVID-19, mergeți la o evaluare imagistică a plămânului. Se numește CT toracenativ, adică fără substanță de contrast. Alături de CT, medicul pneumolog vă va face și o spirometrie, adică un test neinvaziv care evaluează funcția pulmonară. Dacă plămânii au leziuni post-COVID, veți face tratament cu medicamentele numite corticoizi. Aceasta ca să nu ajungeți la fibroză pulmonară irreversibilă, adică țesut pulmonar nefuncțional. Se poate iniția tratamentul după ieșirea din carantină, corticoterapie orală cu doze scăzând ulterior, în medie cu durată cam o lună de zile. Fibroza pulmonară într-un procent de 30% au arătat și studiile poate persista radiologic până la 3-6 luni, iar în lipsa oricărui tratament ea poate deveni irreversibilă. Cum apar cicatrici în plămâni după o infecție virală? Alveolele pulmonare prin care respirăm în timpul unei infecții ajung să fie pline cu lichid. Alveola se umple cu lichid, asta este... E nefuncțională. Da, e nefuncțională, acolo se ne pot realiza schimburi gazoase. Da, și organismul încearcă disperat să înlăture drama produsă acolo și din acest motiv apar cicatricile. Pentru că și când te tai pe piele, îți rămâne o cicatrice undeva. Cicatricile se pot remite cu ajutorul corticoizilor, adică cu ajutorul antiinflamatoarelor prescrise de medic. Aceasta ca să nu rămână pe viață și să deveniți astfel un pacient cronic cu o capacitate pulmonară redusă. Vin oamenii după ce au fost infectați, după ce au stat în izolare, vin să se caute și constatăm marea dramă care rămâne după. Fibroza, suprainfecțiile, abcedarea. Abcedarea înseamnă că apar bacterii oportuniste care se grefează pe acest fond de afectare virală și dau pneumonii adevărate, clasice. Aceste bacterii oportuniste profită tocmai de lupta sistemului imunitar cu virusul. CT-ul de torace cu doză mică este echivalentul a 12-14 radiografii pulmonare în privința dozei de radiații încasate. Medicii spun că leziunile mici din infecția COVID-19 nu sunt vizibile pe o radiografie simplă. De aceea vă recomandă CT-ul de torace în evaluarea post-COVID. Dacă pe radiografie nu se văd leziunile, deși acestea există, nu veți avea șansa să primiți tratamentul, care reduce riscul de a rămâne toată viața cu cicatrici în locul celulelor funcționale din plămân. Vă așteptăm și mâine cu informații din sănătate explicate pe larg. Toate detaliile sunt pe știrileprotv.ro. La revedere!